Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi îmi arăt și o moaca și am observat în unele comentarii de ultima dată când mi-am arătat fața, ați crezut gen că m-am tuns, dar eu aveam doar căștile, vedeți, am părul intact aici, doar de bărbit m-am bărbit. Pentru cei ce tot o să-mi spamați și continuați să mă tund, să o credeți voi, până nu o să arăt eu ca tipul ăsta de aici, nu mă las. În fine, după cum vedeți din titlu, am să vă povestesc cum a fost la liceu, pentru că am observat că sunteți mulți care urmează să intrați la liceu sau deja sunteți a noua, sau deja sunteți mai avansați și o să vă regăsiți în ce vă povestesc eu aici. Bine, nu am avut cine știe ce experiențe în liceu, dar vă spun și o părerea mea. Vă povestesc așa într-un fi narrativ cum a decurs liceul, ce părere mi-a lăsat, în fine. Așa că, direct, cu ce să încep? Cu prima zi, clasa noua, cea mai frumoasă clasă posibilă. Mi-amintesc că încă din vară, până să înceapă liceu, am fost acolo la înscriere și mi-am făcut comandă de uniformă, că ce vorbești, mă? La liceu în care eram eu, în care marea majoritate eram de ăștia de la țară, acum nu zic că dacă ești țăran ești un pielea pulii, dar zic așa totuși, mamă, și toate vin de la țară și îi pui să se îmbrace în uniform, nu se îmbracă uniformă aia de la oraș, dar ne puneau pe noi să avem uniformă, dar mișto, ți-o făceau la comandă, dar era căcăcioasă, se rupea și acum mai am sacou pe undeva, era așa un sacou un pic mai albastru, e ăla pe care îl purtam în poza aia de la profil de pe Instagram. Hai că-mi fac și reclamă la Instagram. În fine, se duce un Ovidiu mai micuț, tuns ca tuns așa cod de bare, știți voi cum, că de 40 brown pe maică-mea când era să mă tund, că nu prea țineau cont de aspectul meu fizic. M-am tuns eu, m-am dus la liceu. Am stat în curtea școlii vreo oră, două, cât a ținut discursul directorul care era atunci. Intru și eu în clasă, ne dau ăștia manualele. Toate bune și frumoase, n-am avut flori, că din start nici n-am știut ce am eu, dirig sau dirigintă, dar nu mi-am luat flori și bine a făcut că nu mi-am luat, că am avut un diriginte, măcar așa scăpam de dus flori și cadouri, mărțișoare și toate cele. În fine, am văzut ce diriginte aveam, părea de treabă în prima zi, dar după aia mi-am dat seama că de fapt nu e deloc de treabă. Chiar îi povestisem după aia unui prieten care terminase liceul cu vreun an sau doi înainte să-l încep eu. Și mi-a explicat că nu, ăla e sub orice critică profesorul de sport. E, dar decât să fie avut vreo handicapată de mate care să ne mai țină oră în plus în loc să facem dirigenție, să ne motiveze absențele, ne ținea la mate, a fost mai ok așa. În fine, trece prima zi acolo. Ceva interesant, nici nu știu. Știu că parcă prima săptămână am stat în penultima bancă, că acolo m-am pus. Și după aia, nu mai știu, când au... Nu știu ce treabă au avut la o oră de dirigenție, eu am lipsisem că mi se pare că n-am răcit, au aranjat aia băncile și eu nefiind acolo să zic că vreau să rămân acolo, s-au mutat aia în trei și a rămas liberă prima bancă la pete și eu am stat singur cu primul semestru în clasa noua la perete pe partea cu cuierul, măcar așa cum veneam în clasă frumos îmi puneam geaca în cuier direct cum eram pe scaun. Partea bună, partea rea era așa. Eu când eram a noua, eram după masa, de trebuia să vin la 1 să fiu la școală, 1 și ceva, nu mai știu sigur cum era programul, că erau orele mai decalate, gen o pauză mai scurtă, o oră mai scurtă cu 5 minute, ceva de genul, ca să fac în așa fel încât când avem noi 6 ore și începem de la 1 să nu... să nu terminăm la 7, să terminăm pe la 6 și ceva ca să prindem cu toți autobuzele și asta era chiar ok. Dar era frumos așa. Bun, am înțeles, suntem după masa, suntem, rămânem singuri în liceu, facem ce vrem noi, nu sunt ăștia mai mari să se ia de noi, dar nu era treabă de ăștia mai mari, mai bătăuși. Dar problema era alta. Prima oră eram flotanți, noi ăștia boboci. Ce înseamnă flotanți? Nu, n-are treabă cu flotările. În fiecare zi, prima oră o făceam la altă clasă. Nu cum aveam un orar, nu era la clasa noastră, efectiv. Prima oră ne duceam la unii care aveau sport, prima zi în săptămână, lunea. Marțea ne duceam la alții care aveau informatică și erau la TIC și stăteam în clasa lor. După aia care se ducem în clasa noastră, era de mai îmbulzeala pe hol, ieșeau aia mai mari care erau în clasa noastră, intram noi. Deci din start am început bine. Încă mai țin minte că era, mă rog, eu pe geam vedeam un copac din curtea școlii și era o pereche de Adidas sau doar un Adidas. Știu sigur că era un Adidas, dar nu știu dacă erau... Era perechea întreagă sau numai unul și era aghețat într-un nuc acolo. Nu știu cum a ajuns Adidasul acolo, dar mi-a plăcut. Primul semestru am stat singur cu Cook, în al doilea semestru s-a transferat unul de la altă clasă. A venit de la uman la real, mare greșeală după mine așa.
frate, scap de matematică, de biologie, de fizică și ăla, la ce dracu dădea? Dădea teze la română, la geografie, la istorică, la de-astea de puteai să copii și gata, nu trebuia să înveți sute de mii de formule, dar a fost fraier. Bine, mie mi-a convenit că măcar și n-am mai stat singur în prima bancă. Și vine colegul acela, culmea, îl chema Ovidiu ca pe mine. Cei mai buni prieteni eram. Îmi amintesc că m-a ajutat el mult la copiii aceastea, deci ăsta reținea foarte bine minte, eu luam de la el de acolo din teste, a fost super fain. Profesorii, ce amintiri am cu profesorii în clasa 9, cred că tot clipul fac numai despre clasa 9 mai bine. Și fac așa o serie de clipuri în care vă spun fiecare clasă în parte. Cred că ar fi o idee mai bună asta, mie vin ideile în timp ce filmez, n-am niciodată scenariu sau ceva. Ideea așa e profesorii, dacă tot am zis de diriginte, urmează după aia profesorii. Știu că după aia că prima oră pe care am avut-o, în afară de aia de diriginție în care ne-am văzut toți așa, culmea, apropo, mică paranteză, eu nu cunoșteam pe nimeni din clasă de la mine, deci la început mi-a fost greu să mă adaptez. Dacă eu acum gen sunt un șoarece de birou de stat toată ziua în casă, nu ieși op afară, atunci, culmea, gen cu ăștia din zonă de la mine, mai băteam o minge ceva, dar așa, să fiu într-un colectiv, nu știam să-mi socializez. Nici acum nu sunt foarte sociabil, dar atunci știi cum eram? Antisocial, deci, efectiv, aveam de-aia, nu mai știu cum se spunea. Anxietate socială, așa, când scăpa. În fine, deci mi-a fost cam greu cu adaptatul la început, dar am început cât de cât să mai înțeleg cu unii. Ideea a fost că până să vină colegul ăla. Când mi-a venit colegul ăla, am avut și coleg de bancă, eram, se știa, noi suntem ovizii, ovidienii, cum naiba ziceam, dar a fost mișto. N-am regretat o secundă că l-am avut pe ăla ca și coleg. Mi-amintesc că mai chiuleam de la ore cu el, că el zicea, băgam o scuză cică. Ăsta să-și rezolve ceva la car, că a uitat pinul și mergeam cu el. Apoi ziceam eu că mi-am stricat ceva, nu mai mergea pinul la car și mă duceam eu la bancă după aia. Dar ce făceam noi? Ăla, driver, avea bani pe car, scutea niște bani, ne duceam în profi, ne luam niște dulciuri de acolo, gogoși. Eram cei mai tari, ne mai găseam unii pe care i-am cunoșteam prin par. Chef de școală în clasa noua direct. Bine, nu s-a întâmplat de multe ori, dar mi-a plăcut. Aș mai... Cred că asta e una din singurele părți frumoase. În fine, revenind la prima mea oră serioasă din clasa 9, am avut fizică și acum îl țin minte pe acel profesor, bine, anul ăsta am terminat eu liceu, îl chema domnul Man. Domnul Man o să rămână când vine vorba de el să-i spun domnul Man, nu Man, nu Tibi cum era numele său, domnul Man, că era un profesor extraordinar. Dar în prima oră, tot așa serios, când l-am văzut tuns ca lumea, cioc, cămașa, am zis, mamă, ăsta zici că e profesor universitar, a predat acolo fizică. A fost fain. După aia a trecut o săptămână și am întârziat. Că gen, cum făceam eu naveta de la țară ca să ajung acolo în oraș unde aveam liceu. Era autobuzul care era exact din 1900 toamna, fără nicio caterincă, deci era de prin 1970-1980 modelul. Era un Renault care nici nu prea avea scaune. Era genul ăla de autobuz, era gen cum în Sastea cu Mercedes-urile alea în București. De iau câteva scaune și mai mult să stai așa. Așa era gen și el la un Renault. Erau foarte vechi, adică ce e în București la RATB, i-au urcurat pe lângă ce erau alea. Deci dacă ăla era din 1980 sau ceva de genul. Și efectiv, mi-amintesc cu o dată s-a stricat în fața bisericii. Altă dată mirosea fum îngrozitor în autobuz. Ne-am dat jos în oraș și a continuat să se ducă spre autogară. Că noi nu, pe noi nu ne lăsa în autogară, ne lăsa la parc. Cum e parcul acolo în Urziceni, cine știe zona, cine cunoaște zona știe la ce mă refer. Pleacă autobuzul și codita mai dâra de fum după el. Fă, oleu, câte am pățit cu autobuzul ăla. Până la urmă nu l-au mai folosit, l-au dus la fier vechi, dar trebuia dus la fier vechi de 5 ani, cred. Și am întârziat până la urmă că aia a fost. Am întârziat și m-a luat așa. Mi-a făcut o morală, dar nu știu, nu prea băgam eu la cap, nu prea puneam botul, dar mi-a făcut o morală ca lumea. Mi-am amintesc când aveam o șapcă în cap că ploua, îmi zicea ce stai cu șapcă, nu mai stau cu șapcă în cap, direct am pus-o, mi-am dat-o jos. M-a luat ca lumea așa pe nepregătite. Am zis, mamă, ăsta e profesor rău. Nimeni nu râdea acolo să zică, iată mă-i face morală, toți tăceau, avea reputație dinainte profesorul ăsta să nu-l superi. Dar după aia de pe la jumătatea semestrului se vedea cât de treabă e. Ideea era așa, era mai rău la început ca să nu-ți faci impresia că poți să întârzi la ora lui sau ceva de genul și foarte bine a făcut. Așa spre a 12-a discutam cu el diferite chestii, că n-aveau legătură neapărat cu ora de fizică, dar măcar așa mai învățam și noi niște chestii noi și utile, nu neapărat doar de fizică ce-mi preda.
balul bobocilor. N-am participat la ea, să zici că îmi reprezenta în clasă, adică ce dracu, aveam o față de maimuțoi, acum sunt fotomodel pe lângă atunci. A, da, mi-am tăiat că cum aveam noi, mergeam cu autobuzul, aveam abonament și era ca un fel de card. Numai cardul, mi se pare că l-am rupt cum am terminat cu autobuzul, că nu mai voiam să văd fața aia. Deci aveam o moacă, știi cum eram tuns, scurt, aveam să acolo pe mine, eram deschis la cămaș și la gât, mi se vedea tricou. Eram, zice că sunt ultimul pușcăria și eram și negru, că pe vremea aia stăteam mai mult pe afară, nu prea aveam YouTube și astea, nu făceam YouTube, să zici că stau numai în casă. Zice că m-a luat de pe câmp, de la sapă și m-a băgat uniformul și l-a trimis la școală, așa arătam. Și cum îmi făcuse poza aia direct acolo, cu o cameră de căcăcioasă, eu stăteam mai cocoșat, fiind așa mai înalt, cum avea acolo camera când mi-a făcut poza, eram așa. Dar imaginați-vă, tun scurs și negru, tăciune. Roșu chiar. Că așa eram pe atunci. Mă bucur că am aruncat cardul la poza aia, nu trebuie să ajungă publică. În fine. A, da, balul bobocilor. Și se face balul bobocilor, îmi iau și o biletă, am zis, bă, mă duc și eu toți să văd ce e pe acolo. Maica mea deja îmi zicea, să vii cu o boboacă, să o dansezi cu ea, nu știu ce, ce dracu, eu nici Gundam Style nu știu să dansez, nici când vedeam la televizor Gundam Style nu făceam ca ea. Știam doar să fac cum era Harlem Shake-ul, că mișcarea principală era așa parcă. Cine știe vremurile cu Harlem Shake și Gundam Style, tot respectul. Vine ziua balului bobocilor, deși vă recomand, într-adevăr, dacă gen n-aveți trag de scenă și să vorbiți în public, eu unul acum întrebări, cât de cât așa știu să mă filmez la cameră. Dar dacă e să țin acum discurs în fața și 10 oameni mă cac pe mine, cred. Dar dacă n-aveți trag de scenă și astea, participați la balul bobocilor, că o să chiuliți de la ore în draci. Nu neapărat doar când aveți repetiții, puteți să spuneți, doamna, nu putem să dăm test săptămâna viitoare, că avem repetiții la ora aia, bine, bine. Și nu vă lasă în pace, puteți să-și plecați de la școală. Unii așa făceau, băgau scuză, erau alții care n-aveau treabă cu balul bobocilor, dar ziceau că doar îi ajută pe acolo și chiuleau și ei de la ore. Fraier am fost că nu m-am interesat și o să mai chiulesc așa. Dar mă rog, vine ziua balului bobocilor, mi-amintesc că, nu știu, cum aveam ore după masa, nu focuse parcă ultima oră, pe la 5 am plecat și balul începea pe la 7-8, ceva de genul. M-am dus acasă, am mâncat, m-am schimbat, m-am aranjat că mi-am luat sem paltonul lui taică-miu, cravată, cămașă, tot. M-am pieptănat, m-am dat cu parfumul lui taică-miu, ce avea el un Antonio Banderas pe acolo. Mă focusem ca la patroace, ce că mă duc să mă însor, așa era îmbrăcat. Maică mi-a tot voia să-mi facă post, eu n-am vrut. Am ajuns acolo, am zis, ia mă, scurs ce e acolo, mă, văd boboace care dansează ceva, de unde? Cum am nimerit eu în perioada aia de balul bobocilor la mine la liceu, era efectiv o sală de teatru, noi stăteam pe scaune și ne uitam gen cum erau aia pe scenă și se prosteau pe acolo. Eu mă așteptam să fie totuși gen cum ați văzut și voi, bine, nu neapărat cu aceleași chestii, cum a fost balul ăla de fetele de coșau banana la băieți. Adică mai vreau să fie într-o zonă așa mai deschisă, mai te bălângânești tu pe acolo, mai... Ceva, dar nu, era efectiv o sală de teatru, doar scaune și scenă acolo și în față, pe prime rând, erau 5 jurați care habar n-am, cred că erau de la sponsorii balului și dădeau aia note, se credeau la, ziceai că erau la Dansezi pentru tine, mai lipseau să aibă fiecare reprezentant de la fiecare clasă câte o lumână are ceva. Dar evident că la fiecare bal al bobocilor trebuie să cânte și ceva cântăresc, mi se pare că la noi a cântat la Schizo Skill, ceva genul, de are melodie, gen fetele se mișcă bine de tot. Da, eu ca un adevărat coleg am făcut poze, am filmat, am pus pe grupul de Facebook al clasei, așa, gest de colegialitate, chiar dacă nici nu, ideea este așa, nu doar că eu nu prea eram sociabil pe vremea aia și nu știam pe alții de la alte clase, și din zona de aici chiar nu prea erau la liceu acolo. Mai aveam doar doi băieți și o fată care au fost în aceeași clasă cu mine în generală, care erau la liceu, care am continuat același liceu, dar evident în clase diferite. Deci știu pe alții din satele din zona de aici nu prea erau și de unde veneau alții dinspre pe care știu zona, cei care sunt din zona de știu, Dridu, Manasia, acolo, aia se știau, dar eu nu știam, nu aveam de să știu. Nici nu stăteam să dau pe Facebook la toată lumea din județ de aici și na. Dar am făcut poze acolo, le-am dat pe grupul clasei, a fost frumos. Mamă, când era iarnă și înghețam în autobuz acolo,
Bine, măcar cum stăteam înghesuiți că aveam un autobuz mic și stăteam gen avea 30 de locuri și eram vreo 150 în el. Și nu exagerez. Stăteam și cum era, dacă era un dăla cu vesta cu explozibil, știi cum făcea ăla? Făcea pentakill de 30 de ori. 30x pentakill făcea ăla la cum putea acolo. Nici măcar șoferul nu putea să coboare în autobuz la cât de plin era acolo. Dar între timp s-au mai împuținat copii, au luat ăștia totuși autobuze la mâna a doua puțin mai mari și între timp de-a lungul anilor s-a mai rezolvat problema. Prima mea notă, hai să vă zic și prima mea notă din liceu, a fost la mate, nu-mi luasem mate, nu știu, încurcasem eu cărțile, orarul, ziua, nu mai știu. Și fix m-a luat profesorul de mate pe mine și pe încă doi colegi cu care și acum am mai ținut legătura cu unul dintre ei și cu care chiar ne înțelegeam foarte bine de-a lungul liceului, deci cumva acel trei la mate pe care l-am luat ne-a unit mai mult așa, dar ideea a fost mișto. L-a luat pe unul, n-avea tema, i-a dat 3. L-a luat pe altul, și că am făcut altă temă. Bine, arată-mi eu pe aia, i-a dat la pagină, nu ai făcut mă nimic, 3. Dă pagina imediat, m-a luat și pe mine. Hai tu, domn profesor, n-am mate mai ca la mine. Și ce? 3? Și după aia ghiciți ce? Nu mai știu la ce oră se uita un alt profesor când pune absențele și mi-a spus: bă, tu ai luat prima notă de-abia în semestrul 2? Cum adică? Văd că ai un 3. Știu că am un 3. Da, dar ți l-a trecut pe semestru 2. Și a rămas wow. Deci eu am luat prima notă pe semestru 2. Evident, un 3 ca orice elev de liceu român, că nu a avut să se întema acolo. Dar amintesc că aveam un profesor de mate, profesorul ăla n-avea habar ce scria tablă. Scria o tablă și apoi cea, tăiască, am greșit ceva, rezolvăm noi, dar trecea ora până atunci. Alții își făceau selfie-uri în timpul orei de mate, n-avea stres. Eu mi-amintesc că făcusem la un moment dat și o poză în care arătam așa, când el stătea la tablă, se scărpina așa, dacă mai găsesc poza, vă arăt. Și era ditam animalul ăla când venea pe hol spre clasă la noi, nu mai vedea nimic în spatele lui, tot holul ocupa mâncația și era imens profesorul ăla. Absențe cu tona, dar pe atunci vă spun așa, nu știu dacă e valabil și acum, dar pe vremea mea, dacă făceai și 100 de absențe, nu putea să te lase repetent pentru absențe, că până la 10 învățământul e obligatoriu, deci pe absențe nu poți să te lase repetent. Că ai spart tu toate geamurile sau le-ai dat foc la mașină, asta e altă treabă, te și dă afară, dar pentru absențe nu poți să te matriculeze, că sunt 10 clase obligatorii și așa vă spun doar atât. Dacă gen sunteți la un profil ușor și nu e problemă de profesori duri și materii la care să nu vă descurcați și aveți o zi mai în care n-aveți chef, puteți să chiuliți, că și așa nu faceți prea multe lucruri. Eu, de exemplu, nu prea mai țin minte nimic din liceu. Ce mi-a fost mie util? Să mă plimb mai mult și cam atâta. Și mi-am mai făcut câțiva prieteni de la alte clase, bla bla bla. Dacă voi vă imaginați că dacă ați ajuns la liceu o să și babardeți, să știți că nu e așa. Eu chiar mi-am amintesc când am fost până să înceapă clasa noua și văzusem eu pe una care știți cum arăta? Exact ca tipa asta, numai că mai bronzat o leacă. Exact ca Dillion Harper arăta și făceam filmul, mamă, să vezi cum vine acolo, bal, băbuciu, beții, iau pastă și de unde, nu s-a întâmplat nimic. Așa că aveți aici exemplu perfect că dacă începeți liceul nu înseamnă neapărat că și babardiți. Hai că văd că mai am cam jumătate de minut aici, mă opresc aici. Dacă vreți să o faci cu clasa 10, 11, 12 sau clasa 8, să-mi lăsați un comentariu. Mie îmi place ideea asta în care eu povestesc și voi lăsați comentarii, mai am vreo 10 secunde, o să închei aici, scrieți în comentarii ce amintiri aveți voi din prima zi de liceu și să-mi spune și despre ce vreți să mai vorbesc. Clasa 8, clasa 10, 11 și toate cele. Hai, nu mai am memorie, v-am lăsat. Ciao, les.